Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod. De data asta o să facem ceva mai special, încercăm un joc nou pe nume Subnautica. O să dăm noi pe play. Deci până acum jocul îmi place. Start a new game. Survivor, cred, sau Hardcore. Only one life. O să intrăm pe Survivor și dacă e într-o altă dată o să facem și o serie de Hardcore. Deci am văzut jocul ăsta, vă zic sincer, la Rafael și am zis, wow, e interesant, n-am stat să mă uit la episoade, dar m-a fascinat și am zis să-l învăț jocul odată cu voi. Deci dacă voi știți jocul ăsta mai bine, vreau să scrieți în comentarii sugestii, ce aș putea să fac, unde aș putea să mă duc. Eu acum o să explorez pentru câteva minute lumea pe aici prin jur, deci probabil n-o să fac cam nimic, dar e un joc care pe mine sincer, m-a pasionat și de-abia aștept să se încarce, că nu știu de ce durează atât, dacă știam, dădeam eu, dar am zis, băi, încep să mă joc odată cu familia mea, cu abonații mei, pentru că nu Sebi se joacă, ci familia se joacă, deci... Oh my god. Sper că nu se aude prea tare, eu am dat. Eu l-am dat la 40% pentru voi, deci dacă și asta se aude prea tare, nu știu ce să mai zic. Ok. Deci puțină povestioare pe la început. Am dat eu skip. Da, deci aia e nava noastră. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Lol. Da, deci dacă nu știți jocul, noi practic... Deci noi practic aici suntem pe abandonați. Și putem să ne facem, știu, am auzit gen. Nu, coboară. Putem să ne facem o bază, să zic așa. Ok. Use repair tool. Deci cred că mai întâi de toate trebuie să facem rost de materiale. Ok. Mamă, cât de șmecher se vede. Habar n-am ce putem să facem cu astea, o să mă documentez mai mult. Ori mâncare, ori habar n-am. Dar știu că vreau să merg la chestia aia. Deci e superb jocul. Credeam că e... Yes, pe topogăneală, pe barosoneală. O să mergem la navă, nu știu dacă putem să ajungem la ea. Poate găsim ceva mai interesant acolo. Văd aici o bucată de... Ok. Deci chestia asta nu pot să o iau. Eu oricum o să mă documentez pentru data viitoare. Dar dacă voi știți mai multe chestii, chiar v-aș ruga să mi le spuneți. Vreau să mergem pe navă, adică asta e curiozitatea mea cea mai mare, sincer, acum.
Și mă gândesc că pot să ajung până acolo. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Ok. Weed. Acid mushroom. Oxygen. Ok, deci aproape am ajuns. Văd acolo casa noastră, să zic așa. Până acum e super mișto. Știu că pot să mor, gen, dar suntem pe Survivor, deci nu sunt pregătit să joc hardcore atâta timp cât nu știu jocul. Oare putem să intrăm pe undeva? Sper că da. Că mă gândesc că în nava asta sunt multe chestii. Nu. Radiații. Cred că putem să intrăm în ea. Ok. Cred că de acum o să aștept să murim. Văd că și viața îmi scade acolo în colț, dar n-am ce să mai fac. Până mă întorc, deci același lucru. 3, 2, life form readings. Am și murit deja? Ok. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. Am pierdut tot ce aveam la noi. Presupun. Da. Fapt, nu. N-am pierdut. Medical kit fabricat. Chestia asta îmi... Eu ce am luat aici? Pentru că habar nu am. Waterproof locker. Mamă, frate, câte chestii de astea sunt. Sunt convins că o să fie o serie mișto. Asta a fost mai mult un... Alol, putem și pe aici? Oh my god. Cine a atacat? Cât de șmeche. New creature discovered. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources. Ce mai pot să fac de mâncare? Pentru că dacă da, bun venit la la mâncare. Resurs. Basic menu.
Ok. Și acum noi avem un pește gătit? Ah, ok, deci așa luam mâncare. Ok, am descoperit o chestie. Ui! Am, frate. Da, e foarte incitant jocul. Adică știu care quartz. Oxygen. New creature discovered. Mi se pare fain că poți să ieși și pe aici și pe deasupra. Food. The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids and internal organs. Ok, și acum hai să mâncăm. Ok. Și ce pot să fac cu acele ciuperci otrăvitoare? Pot să fac ceva? Bladderfish și silicon rubber. Oh my god. Echipamente. Nu. Unelte. Nu. Nu. Metal savage. A, avem bucata aia de metal. Și ne-a făcut patru de alea de titanium. Mai avem? Ok. Acum nu mai avem. Și cu ciupercile alea cred că nu poți să faci nimica. Interesant. Mamă, ai noapte. Poți să dormi în jocul ăsta? Da, habar n-am dacă pot să dormi. Self-charge in power chair. Da, m-am băguit. Circuit test, secondary system offline. Boss, da, pot să dorm? Că dacă da... Am aici nutrient block water. Ok, ok. Dar habar n-am cum să joc. Deci practic sunt palet, o să zicem. Nu, sincer nu știu dacă poți să dormi în jocul ăsta, dar la cum pare. Frate, ce e aici? Unde aș putea să-l prind pe ăla? Știu că noaptea sunt foarte multe creaturi periculoase, să zic așa. L-am luat. L-am luat. Oxygen. Mergem acasă, prăjim mă peștii ăștia. Presupun că vom închide. Se pare, nu cred că poți dormi. Că dacă puteai, sigur era, găseam buton, adică sus pe tavan e doar ăla și atâta. Deci, da. O să... Practic ăsta a fost mai mult un episod informativ. Ca să vă anunț de această serie, care sper eu că o să vă placă. Da. Deci da, cam atât cu acest episod.
Eu vă mulțumesc tare, tare mult că m-ați urmărit. Și noi ne vom revedea data viitoare cu un nou episod de habar n-am ce, sincer. Deci da, nu uitați să dați și voi like, share dacă vreți și să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o. Pe data viitoare, pa, 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 pa.